În noaptea de duminică spre luni, un șofer teribilist a spulberat poarta de fier forjată a parcului Crâng. A doua zi, muncitorii de la Urbiserv au demontat poarta și au dus-o la reparat. Ce se întâmplă? Acea poartă care ați văzut-o și dumneavoastră și am văzut-o toți, noi am demontat-o acum și am dus-o la atelierul nostru de mecanic de pe Transilvanie, îi facem reparație, o remediem, nu o să se cunoască. A venit poliția, a făcut constatarea și ne-a dat procesul verbal de individul care este de vină, are RCA, să vedem dacă plătește asiguratorul sau plătește el, rămâne să discutăm și să finalizăm această socoteală. Cheltuielile se ridică la aproape 4.000 de lei. Vor fi suportate fie de societatea la care șoferul avea asigurare obligatorie, fie de șofer din buzunarul propriu. Cam la ce sumă credeți că se va ridica reparația, având în vedere că aveți experiențe mai vechi? Știți cam ce înseamnă? Mai nu știu, dar cred că 20-30 de milioane vechi, 40, o să coste toată chestiunea. Că ce se întâmplă? Se folosește foarte multă sudură? Am dus niște elemente la o mare presă de asta să le îndrepte, că nu avem posibilitatea deoarece stâlpii sunt din fier pătrat masiv cu latura de 7-8 cm și nu poți decât la presă de mare putere să le îndreptăm. O să ne facem socotele, facem un deviz cu tot ce s-a făcut la ele și o să discutăm cu asiguratorul sau cu cel care a făcut evenimentul. Acesta nu este primul incident de acest fel. În martie 2014, un tânăr turc a reușit să pună la pământ poarta masivă din fier forjat aflată la intrarea parcului Crâng din Buzău.